Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Vă propun ca astăzi să vorbim despre formule de salut. Acestea sunt diferite în funcție de persoana căreia ne adresăm. Când copiii se întâlnesc, ei își spun veseli salut. Ușor se împrietenesc și apoi jocul a început. Când sunt mic și adulți zăresc, eu spun bună dimineața. Pe lângă răspuns, primesc zâmbetul ce umple fața. În versurile anterioare am întâlnit formulele salut și bună dimineața. În afara acestor formule de salut, mai există și altele pe care le folosim în comunicare în funcție de momentul zilei. După orele amiezii, bună ziua e salutul ce se folosește. Când soarele apune, oamenii își spun bună seara. Oamenii încheie seara urându-și noapte bună. Vă propun acum un joc de rol care se numește La televiziune. Grupați-vă câte 3 sau câte 4. Unul dintre voi va juca rolul reporterului. Ceilalți vor avea rol de persoane intervievate și se vor prezenta pe rând, precizând câteva detalii despre propria persoană. Nu uitați să amintiți pasiunile voastre, emisiuni preferate sau locuri vizitate. La finalul prezentărilor, reporterul poate adresa întrebări suplimentare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!